avem Ford Ranger, Ford Ranger, Ford Ranger, câteva Raptore și în spate avem Bronco. O să mergem cu toate în off-road, off-road de la mai serios, nu ce am făcut cu Raptorul, că acolo eram de capul meu. Aici suntem cu cei de la Ford, ne lasă să le băgăm în off-road ca lumea. Avem două giveaway-uri, pentru primul trebuie să vă abonați, pentru al doilea trebuie să vedeți instrucțiunile din descriere. Ce să mai, nu mai lungim, a venit toamna, s-a terminat vara, începe munca, mașini cu Luci Popa, cu Bronco și cu Ranger, în off-road începe. Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă, dar dacă vrei să-ți cumpere o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul car vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. În prima parte o să stau în spate. Conduce Ionuț, colegul meu de la Promotor. Oricum, suntem aici o grămadă de jurnaliști. Gabi de la Cuși despre mașini, Silviu Toma, Super Speed, tot felul de publicații. Deci o să fie cadru organizat. Ce avem aici? Avem Ranger Wildtrak, o versiune mai un pic de off-road, dar și de luxury. Și avem Ranger Platinum, adică versiunea mai de stradă, mai de lux așa. Avem un Bronco Outer Banks, singurul ăsta în care suntem noi aici, un Bronco nu la fel de dedicat off-road-ului cum este celălalt, adică Badlands, pe care o să-l vedeți. Acum, pe canal, pe mașini cu Luci Popa, aveți în felul următor: prezentare la Bronco în 3 uși, ăsta e în 5 uși, aveți prezentare la Raptor, off-road cu Raptor și aveți prezentare la Amarok, care este fratele German, doar că cu siglă de Volkswagen a lui Ranger. Așa că orice informație îmi lipsește mie aici, probabil veți găsi în acele clipuri, pentru că va fi un eveniment pe fugă. De obicei așa sunt aceste evenimente, toate sunt pe fugă, hai să mergem, să conducem, să facem, să dregem în off-road. Așa că acest clip se va concentra mai mult pe partea de off-road. Dacă aveți nevoie de informații, atunci aveți celelalte clipuri ale mele pe canal, pe care probabil o să le pună Bogdan aici, pac. Tot ce trebuie să știți este că în România singurul Bronco ce se vinde este 2.7 V6 în două echipări, Badlands și Outer Banks, iar cele două Ranger-uri au același motor pe care l-ați văzut pe Amarok, adică 3.0 V6 Power Stroke de la Ford. Bronco nu se vinde varianta scurtă cu apartament scurt la noi în 3 uși, se vinde doar în 5 uși. Deci, probabil că aici vom găsi și o completare. Și dacă tot suntem aici în spate, hai să vă arăt și asta. Avem banchetă pliabilă și cu spătar reglabil. Stai mai bine decât într-un Wrangler aici și am stat în spate în Wrangler. Chiar stai un pic mai bine. Dar cam atât pentru acum. Mergem în off-road, vedem ce putem scoate și ne distrăm. Știu că am zis că azi muncim, dar azi ne și distrăm. Harry Potter e în dreapta, mă aștept cu filmarea. Ionuț e șoferul în porțiunea asta a drumului. Țiplă. Noi suntem cu Outer Banks-ul, ceea ce ne face viața un pic mai grea, pentru că avem niște jante ceva mai mari și o anvelopă care nu are chiar un profil 100% de off-road. Pe când Badlands-ul se vede cu jantele de 17 și cu anvelopele MT. Outer Banks-ul, adică versiunea aia mai de stradă, nu are diferențiale blocabile, însă ăsta are. Ce nu are niciuna din ele este bară stabilizatoare spate. Ăsta, da, Badlands are bară stabilizatoare decuplabilă pe puntea față ca să menții tot timpul contactul cu solul și să nu ai roți în aer. Evident, Bronco Bad, ăsta, Outer Banks nu are, dar niciuna din ele nu are bară stabilizatoare spate deloc, pentru că avem un braț lung și un braț foarte scurt. Ei, brațul ăla scurt compensează pentru această bară stabilizatoare spate. Modelele 2024 vor avea bară stabilizatoare spate. În situațiile astea de aderență, coborâre și așa mai departe, e bine să nu prea se folosească blocanții, pentru că blocantul este un element de tracțiune, nu de aderență, și mai bine să lasă lucreze roata în fiecare parte individual decât să
ai blocantul activat. Dacă nu vi se pare diferență mare între anvelope, Badlands are BF Goodrich All Terrain 285/70x17, pe când a noastră, asta, are 255/70x18, mai mult, dar anvelopa e mult mai îngustă și are Bridgestone Dueler AT, care nu sunt BF Goodrich All Terrain-uri, nu sunt la fel de bune. Sunt niște anvelope mai pretabile pentru mersul pe teren din ăsta mai moale, așa, mai light. Bronco și cu Rangers făcute pe aceeași platformă. O platformă pe care o mai împarci cu Ford Everest, adică un fel de Ranger SUV, un fel de Ranger Platinum SUV. Ceea ce înseamnă că încă au caroserie pe șasiu separat. Opa! Și împart multe componente. Dar cu toate că Bronco este off-roader-ul adevărat, Ranger are o capacitate de trecere printr-o vad de apă mai mare, 85 de cm. Față de 80 cât are Bronco, sau, așa cum îmi place mie să-i zic, broscoi. După cum puteți vedea pe Bronco, poți să ai niște bare din astea transversale, să poți să spui bagaje dacă vrei, în off-road. Ah, mă, cam doare pieptul. Mai ușor au avut-o cei cu Badlands, pentru că pe lângă faptul că au anvelopele și diferențialele și bara stabilizatoare decuplabile, au și o gardă la sol ceva mai mare. Aici avem 237 de mm pe Outer Banks, sau cum zic americanii, că de la asta vine Outer Banks. Outer Banks vine de la faptul că te duci cumva în afara zonelor urbane. Iar asta are gardă la sol 261 de milimetri, dacă nu mă, deci 26 de centimetri. E o diferență totuși. Și evident, garda la sol influențează și unghiurile de trecere, cu toate că aici nu ne plângem, da? 38 de milimetri pentru Outer Banks și pentru Badlands avem 41 de gajare. Avem 31 la Outer și la Badlands 33. Și aici, unghiul de rampă, 22 cu 24, evident 24 având asta. Ăsta este și motivul pentru care un Bronco în două uși sau în trei uși sau în nicio ușă, dacă le dai pe toate jos, cum vreți să-i spuneți, are capabilități de trecere în off-road mai bune. Dar Ford a decis că la noi mașinile astea vor fi folosite mai mult de către oameni să-și ducă copiii la școală. Așa că n-avem un rival adevărat pentru Wrangler-ul în două uși. Din păcate. Apropo, prețul mașinii, undeva la 80.000 de euro pentru Badlands și undeva la 83.000, 84.000 pentru Outer Banks, dar ele vin fulfuleanu, fulfulescu, built for tough. Am intrat într-un Badlands să vă arăt toate butoanele, că noi n-avem toate butoanele, știți, pe Autovit, Samsari, BMW 5 butoane, 6 butoane, 1000 de butoane. Și avem așa, bara stabilizatoare decuplabilă pe față, diferențial față blocabil, spate, trail turn, care practic ce face? Știți când vi se blochează un disc de frână pe spate și trebuie să virați și efectiv mașina se învârte în jurul cozii, cum s-ar spune? E bine, asta face. Micșorează diametrul de pracaj, frânează roata interioară de pe spate și tu te învârți cum ar veni în loc aproape. Și evident SP-off, și aici vedem leza avarii. Un lucru pe care îl apreciez la americani este faptul că îți arată multe informații așa în tabloul de bord, indiferent că vorbim de Ford, de Chrysler, de Dodge și așa mai departe, Lincoln. Însă, la Bronco îmi place că avem vitezometru digital până la 180 de km la oră și
restul totul digital. Deci dacă eu turez mașina acum, apare turometru așa și avem informațiile despre off-road cu diferențialele, cu unghiurile și voltajul la baterie, temperatura transmisiei, temperatura uleiului, turbo boost în kilopascali, da, alte informații, în mare parte aceleași, distribuția cuplului, pitch and roll, adică ruliu și tangaj, multe, multe informații. Hai să vă arăt acum, dacă tot am luat o mică pauză. Și nu puteam să nu vă arăt camerele. Deci avem camerele 360 pe ecranul ăsta absolut imens de la sistemul de infotainment FordSync 4. Avem și camera frontală. Efectiv, vezi un gândac, vezi musca, vezi ragacea pe care o calci dacă mergi în off-road cu camera asta. Aici avem front wide și aici avem lateral. Evident că dacă o treci în marș arier, ceea ce voi face eu acum, o să-mi apară alte unghiuri. Spate, cu tot cu cârlig, cu tot cu indicații, spate wide și spate roți. Ce-mi place că s-au gândit la toate. AUX 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aici sunt fie lumini auxiliare, fie alte comenzi auxiliare pe care le poți instala tu pe mașină. Și la mașina asta, așa arată plafonul, care este complet decuplabil. Toate broncourile sunt decapotabile. Poți să dai și ușa jos și au învățat de la greșelile lui Wrangler și acum poți să demontezi ușa și să rămâi cu oglinzile sau dacă vrei poți să demontezi și oglinzile separat de uși. Foarte tare chestia asta. Ai mult mai multă personalizare. Interiorul, așa cum v-am prezentat și în celălalt clip al meu, este foarte ușor de curățat. Toate materialele sunt făcute să fie spălate, curățate. Asta este o mașină căreia îi stă bine murdară. Hai că e timpul să trec și eu la volan, să zgârii și eu mașina dacă e să se întâmple ceva, din păcate. Glumesc, evident. Dar am avut o coborâre foarte abruptă. Am apăsat acest butonaș. Deci fiți atenți aici, hai să lămurim o chestie. Avem 4 low, 4 high, 2 high și 4 high. Avem și pe Badlands, că ăsta e Outer Banks, avem și 4 auto. Da? Adică transmite cuplu mașina cum simte cel mai bine. Acum, însă, în centru mai avem aici un buton, da? Se numește Trail One Pedal Drive. Mașina asta, deși nu este electrică, are One Pedal Driving. Și aici, la coborâre, nu folosesc deloc pedala de frână, pentru că mașina frânează pentru mine și eu modulez din pedala de accelerație. Vedeți? Am luat piciorul de pe accelerație, pac. După ce mașina depășește o anumită viteză, nu știu exact care, 10 km pe oră sau ceva, ea merge în regim de Hill Descent Control. Adică o lasă să meargă un pic la vale, dar nu frânează așa de mult. Aici, la 0 km pe oră sau 5-6 cât avem noi acum pe pietricelele astea, trebuie să recunosc că frânează ok, eficient și chiar mai brusc decât ne-am așteptat noi pasagerii. Dar e ok. Ce-i drept de aici, din postul ăsta de conducere, ea pare destul de capabilă mașina și chiar este. Uite, suntem la nivel cu drona. Atât de sus suntem în Bronco. Avem USB-A, USB-C, USB-A, USB-C. Ce e amuzant este că ai mânerul ăsta de care te ții când te urci în mașină, atunci când ai sau când n-ai uși, că poți să le demontezi. Foarte simplu. Însă, e mișto că ai tendința asta să te ții de ea când conduci în off-road. Parcă te simți un pic mai în siguranță. Un pic. Facem o șmecherie din asta și acum Harry Potter filmează din față. Avem sunet și de acolo și de acolo. Stânga, bun, dreapta. Ok, ok. Și am traversat, cred că am avut o roată în aer. Și uite și văcuțele care beau apă. Apropo, e enervant că trebuie să cauți geamurile aici, pentru că dacă ai uși demontabile, n-ai cum să, știi? N-ai cum să ai geamuri, butoanele acolo. Ai o comandă în minus pe ușă și așa e mai scăzut niște costuri, nu-i așa? Cât mai e litru de lapte? Uite vaca. Ca să dai acoperișul jos. Am. Da. Desfaci toate astea simplu ca bună ziua, dar ce îmi place cel mai mult este că dacă mergi cu mașina decapotată, nu demontezi suportul de ochelari. Și poți să-ți ții ochelarii să mergi decapotat cu mașina și nu o să-i uiți acasă. Și că unde am lăsat ochii? Sunt în plafon. Au rămas în garaj. Mișto asta. Ce interesant este că oglinda are blind spot și este reglabilă electric. Left de aici, right de aici. Doar că
nu s-au mai obosit să o facă pliabilă. Ce înseamnă că dacă vrei să pliezi oglinda, îți, Ionuțule, ai pliat oglinda. Opa! Aici te începi într-o zonă mai îngustă. Ce se întâmplă aici? Pe aici crește vegetație. Nu vă imaginați că dacă e traseul ăsta făcut, gata, ar mai crește vegetație. Băieții au fost acum câteva zile și au defrișat toată zona asta ca să nu zgâriem noi mașinile astea noi și frumoase. Da? Și uite, aici ai senzori, ai camere care țintră, se poate dezactiva dacă vrei. Dar, uite, hai să arătăm acum cum se vede cu camera. Știu că am arătat-o fixă, dar vreau să o arăt și în acțiune. Să vezi cam ce se întâmplă cu tine și cu mașina. Vezi pietricicile. Și apropo, chiar dacă asta este o zonă aproape virgină, să zicem așa, adică nu vă imaginați că aici se face roșu pe Waze vreodată, dar chiar și aici am găsit gunoaie, ceea ce este un mare, mare păcat. Un mare păcat. Și vă mai spun o chestie. Acum știu că o să zică Gigel, Georgel, Ionel, Purcel și Vasile că, vezi, doamne, pe aici mergi cu dusterul. Da. Aici, în zona asta unde suntem acum, aici poți să mergi cu un duster. Dar diferența este că cu dusterul mergi și cu ăsta glisezi. E vorba de ușurința cu care poți să faci anumite lucruri. Nu că dacă poate sau că nu poate. Dacă te chinui un pic și ridici un Rolls-Royce Ghost pe niște suspensii, cred că merge și el. Dar e vorba de ușurința și de cum s-a proiectat mașina și ce s-a proiectat să facă. Iar broscoi ăsta este o super mașinuță. Ia uite. Cu toate sistemele, chiar și varianta asta Outer Banks, care nu este neapărat dedicată off-road-ului extrem. Ce e foarte important, mai ales aici pe pietre, este să ai anvelope chunky, groase, înalte. Cu anvelopele astea, noi suntem mai, chiar dacă nu sunt cu mult diferite, dar noi suntem mai predispuși la pene și la înțepături ale flancului anvelopei decât cu niște anvelope de pe Badlands, spre exemplu. Sau de pe Ranger Platinum, care aia chiar are anvelope aproape de stradă, zici că Michelin Pilot Sport 4S-uri. În rest, mașina se comportă bine în off-road, răspunsul la pedale este foarte bun, chiar dacă este pe 4 high, nu este pe 4 low. Avem cuplu, pierdere de tracțiune, nu prea am simțit, direcția e destul de rapidă, chunky așa, chiar dacă este gândită pentru off-road, îmi place. Aici decupaje, poziția la volan e destul de dreaptă, destul de corectă, parbrizul e îngust, asta te mai încurcă puțin, dar măcar au pus chestiile alea acolo ca să vezi extremitățile capotei, ca să știi ce lovești și ce nu lovești. Cam ăla e singurul tău reper în față, chit că ești înalt, chit că ești scund. Să trecem printr-o apă destul de foarte adâncă, dar ai pietre pe sub. Aici eu zic că merge for high, fără probleme, fără discuție, și vedem că toată lumea filmează. Zici că stăm ca la pește aici, să filmeze toată lumea, și trebuie să închid geamurile că o să stropească lumea. Așa, și acum Blanao Blănescu. Uii! Suntem pe Harry Potter, cum filmează de acolo. Hai, hai cu tata, hai. Opa, bravo. Simplu ca bună ziua. Ia uite ce cameraman bun am. Și ce editor bun am.
Și am ajuns pe stradă cu broncoiul, cu broscoiul, cu căluțul. Bă, și merge bine pe stradă. În afară de faptul că la 110-120 încolo începe să bată vântul prin ea, care aerodinamica unei cărămizi în călduri, mașina chiar merge bine. Amortizează destul de ok. Și pentru că nu are anvelopele alea de mud and terrain și așa mai departe, nu are efectul Wrangler. Adică când mergi cu mașina să-ți facă volanul așa, se vrea să o ia prin toate părțile. Așa mergi cu Wrangler din când în când, știi? Dar asta este destul de composed, destul de rafinată în teren, în asfalt. Hai să zicem așa, în asfalt bun. Nu avem noi mult în țara asta, dar și când avem. Și toate off-road-urile astea sunt făcute cumva să vireze din scurt. Ceea ce înseamnă că dacă intri într-un viraj, mașina după un timp, adică după, să zic, un sfert de cursă, începe să vireze chiar bine. La început, mașina nu te va brusca, tocmai ca să nu debalansezi mașina, să nu bagi într-un ruliu, într-un tangaj, într-un dans din ăsta, dans de bans, bans de nu poți să-l mai controlezi după aia. Dar așa, dacă vrei să mergi cu mașina ca o mașină, miliuri de deplasare de la A la B, descurcă foarte bine. Ce-i drept? Caroserie pe șasiu separat și punte rigidă înseamnă, ia să vedem, repriză ea, blană, pe eco, am uitat doar pe sport. Ui! Merge, 120. Și convoiul merge destul de tare, motorul e destul de silențios, consumul nu mai vorbim, e 13 în carte, vă dați seama că în realitate o să fie undeva la 13.5, 13, glumesc, vă dați seama, o să fie un pic mai mare, mai ales în off-road, dar pe total mașina asta este destul de rafinată, nu este tractorul agricultural, mamă cât a coada la, ca la șina de tren, nu este tractorul agricultural la care te-ai aștepta, e o mașină rafinată de la A la B, de la A la Z, aș putea spune chiar că e un pic mai rafinată decât Ranger-ul, e mai rafinat un pic decât Ranger-ul, aș putea spune. Mașina se simte cam la jumătatea drumului dintre un SUV normal și un Ranger Raptor, cam așa, sau Wildtrak. Poți să o folosești fără probleme ca mașina ta de zi cu zi. Și B&O-ul ăsta, care este o companie secundară a lui Bang & Olufsen, nu e Bang & Olufsen, e o companie așa mai cum e Ford pentru Lincoln. Adică primești mai de buget așa. E cum e Beats pentru Apple, o companie mai low cost așa. Dar bubu e bine, asculți muzică, asculți bași, asculți Eminem și stai destul de confortabil, destul de rafinat. Acum, poziția la volan, eu mi-aș pune un picuț mai pe spate față de cum sunt acum, însă fiind și mergând, uite, Raptorul nou, vechi, fiind în off-road, a trebuit să stau drepți, să stau militărește, să stau vertical. Acest clip este sponsorizat de Car Vertical. Glumesc. Sau poate n-avem de unde să știm. O să vedeți abia la începutul clipului. Acum mergem să mâncăm cu broscoiul. Apropo, n-ai padele. N-avem padeluțe. Și avem aici un schimbător cu un căluț. Și dacă vrei să schimbi pe manual, o treci pe M și schimbi așa de aici, de la buton. Pâc, pâc. Unde am mai văzut asta? La Volkswagen Amarok, care este un Ford Ranger. Și la Ranger am mai văzut. Dar la măcar are padele. La Raptor am mai văzut, dar măcar la are padele. Și la Rangerul de mâine la fel, tot așa o să fie, la buton. Astea nu sunt făcute ca să le schimbi tu așa când vrei tu, când ai să mergi sportiv, să schimbi 10 trepte de cutie automată cu convertizor. Nu, astea sunt făcute pentru off-road și pentru zonele în care ai nevoie de frână de moteur. Aveam eu 12 ani, era un canal de motorsport franțuz, se numea AB Moteur și dădeau numai curse. Și așa am ajuns eu lunaticul de sunt în ziua de astăzi. Vara asta am condus din România până în Belgia și din Belgia până în România. După aia am condus din România până în Italia și din Italia până în România.
Și am mai condus anul ăsta prin Europa. Am fost prin Austria. Am mai condus anul ăsta prin Europa. Cred că n-am condus în viața mea în Europa cât am condus anul ăsta. Bă, dar nicăieri n-am găsit o porțiune de DN1, cum avem aici, unde stai două ore pe DN-ul pentru fabuloasa distanță de 44 de km. Motiv pentru care am testat, așa cum testez eu la majoritatea mașinilor, în aglomerație și mai departe, pilotul adaptiv cu menținere de bandă, care la Bronco merge foarte bine, cu excepția situației în care ajungi sub 15 km la oră și tu te aștepți ca mașina să ajungă la stop și să oprească, da, la o distanță safe față de Bronco din față, când de fapt la 15 km la oră se dezactivează. Și atunci trebuie să controlezi tu mașina. Și atunci care mai e scop? Bine, doar la viteză mare. Doar la viteză mare. Dar motivul pentru care se dezactivează pilotul automat nu e pentru că, sau mă rog, da, se dezactivează și pilotul automat și menținerea de bandă și distanța față de mașina din față. Motivul pentru care se dezactivează este simplu. În momentul în care tu frânezi brusc cu Bronco-ul ăsta, e posibil să te bruscheze. Așa că cei de la Ford au zis, las, decât să bruscăm, mai bine dezactivăm. Țineți minte pe viitor. Sau dacă vă luați o mașină din asta. Azi începe a doua noastră zi de off-road cu Bronco și cu Ranger. Am făcut schimb de mașină, astăzi suntem cu Ranger. Dar poate continuăm discuția și despre Bronco. O să vedem. Că cu Raptor am mai făcut, Ranger, Wild Track e cam pe acolo. Dar o să vedem la ce întrebări mai putem răspunde despre Bronco și Ranger. Peace! Acum o să intrăm în partea asta de off-road ceva mai adânc și trebuie redusă presiunea de la 2.5, 2.6 cât e în ea la 2.0. Și ceea ce ne încurcă puțin este faptul că indicatorul arată cu un pic de întârziere. Deci trebuie să fim atenți să nu dăm mai multă presiune afară decât este cazul. Deci cam 2.0. Avem jante de 20 pe platinum, care de la solar trebuie să fie aceeași. 22 de centimetri și 18 pe Wild Track. Și ar trebui să meargă un pic mai ușor. Ia. Știu că poate nu pare, dar aici chiar e un pic de teren mai greu. Urcă și platinumul fără probleme. Încă un platinum. Și Wild Track-ul nostru. Urmează porțiunea asta destul de greuță. Poate că nu par șanțurile adânci, dar dacă eu mă bag aici, am până la genunchi. Am coborât. Deci cam atâta. Destul de multicel. Și acum o să vină Bronco-urile cu Raptor-urile în spate. După cum puteți vedea, garda la sol în off-road devine dinamică. Faptul că are garda la sol 260 de mm sau 220 Bronco nu e foarte relevant pentru că în off-road totul este 3D, nu ca pe asfalt, totul este 2D, adică față înainte, stânga, dreapta. Aici este și sus și jos și dinamica devine 3D. Ei bine, garda la sol este variabilă. Îi las
singur câteva minute, îmi deschid bena și îmi cade Denis mingea de tenis din benă și a luat-o Georgia. Fantastic. Lucruri pe care nu credeam că le zic astăzi. Nu știu dacă se vede urcarea cât de abruptă e, dar mie mi-e greu să merg pe aici, pe jos. Mi-e foarte, foarte, foarte greu. Extrem de greu. E mult mai abrupt decât se vede pe cameră. Am ajuns în benă și cred că e momentul potrivit să vă spun că acum poți băga un europalet în benă, pentru că avem o lățime minimă, dacă nu mă înșel, de 1,2 m. Un pic peste 1,2 m. Evident că avem și prize aici. Și prize de 12V și priză domestică, dar cred că e de America. Da, e de Anglia. Dar cred că e din aia universală, să poți să bagi și... Da, e de aia universală. Poți să bagi și de Anglia, poți să bagi de România. Și de America, dacă... Nu, cred că de America nu poți. Dar de Anglia sigur. Oricum, destul de confortabilă bena și are protecție. Ha, și are acest panou care se activează din cheie ting-ting de două ori. Și se închide și se deschide. Dar nu vreau să o folosesc acum, că sunt sigur că n-are protecție. N-are... hublou antiprost și mă va prinde și mă va omorâ și cine vă mai face vouă clipuri cu mașini. Încep să cred că nu mai este așa de mișto în benă, mai ales când vin bagajele peste tine, dar măcar peisajul e mișto. Deci pe acolo s-a urcat, știu că poate nu pare abrupt, dar chiar este. Și hai să vorbim un pic despre... Ia, dacă a căzut Denis, mingea de tenis, în care testăm materialele. Noi testăm scaunele, de fapt. Deci, avem 3.0 diesel pe Ranger. Poți să-ți iei 2.0 diesel, poți să-ți iei 3.0 diesel, poți să-ți iei Raptor 3.0 benzină. Evident, pe care l-am testat și l-aveți pe canal. Avem multe echipări. XL, XLT, Tremor. Avem Limited, avem Wild Track, avem Wild Track X, avem Platinum și avem Raptor. Deci, 1001 de echipări, fiecare potrivită. Echipările pe care noi le avem aici sunt Wild Track la vreo 60.000 de euro și un Platinum la vreo 63.000 de euro, dar dacă vreți ceva mai de off-road așa, s-a lansat și Raptorul diesel, dacă vreți. Nu știu exact când l-au adus sau când o să-l aducă, dar există și Raptor diesel acum, pentru că Raptorul normal e mai mult o jucărie decât un instrument de muncă. Dar e bine că ai diversitate în clasa asta. 3.0 diesel 240 de cai, automată cu 10 trepte, convertizor, făcută în colaborare cu General Motors, cutia, aveți toate detaliile în clipul cu Amarok, care e fix aceeași mașină. Aia este în echiparea Aventura, care este omologul lui Platinum. La bani pe acolo, pe acolo, chiar aproape la 1000, diferență de 1000 de euro, deci nu e mare scofală. Bronco, pe care l-am prezentat eu mai de mult, era echipat cu 2.3 EcoBoost și era și apartament scurt și 2.3 EcoBoost. În Europa va veni doar 2.7 V6 EcoBoost și varianta cu ampatament lunguieț așa. 2.6 V6 EcoBoost nu are legătură cu 3.5-ul, este un motor de concepție proprie, dar făcut în colaborare cu o firmă nemțească, cu bloc de fontă vermiculară, așa cum Ford obișnuiește să facă, cu injecție directă, evident supraalimentată cu două turbine, acum la a doua revizie cu două lanțuri de distribuție, cu un EGR ceva mai puternic, dar deși motorul înainte să apară pe Bronco avea o reputație de fiabilitate destul de bună, chiar foarte bună, pe modelele Bronco 2021 s-au raportat niște engine failures din astea destul de nasoale, pe care sper să le fi rezolvat Ford. Se întâmpla la motoarele care au
rulaj mic, adică până în 5.000 de kilometri, cam așa, ca motoarele. Ălea care apucau să facă ceva mai... Ălea care apucau să facă ceva mai mulți kilometri scăpau. Da. Motorul ăla trebuie să fie mare scofală, că merge cu ulei sintetic de 5.30 și are revizia la 15.000 de kilometri. Dar, aparent, el se dezintegra. Deci dacă căutai după aia în baia de ulei, găseai pistoane, găseai biele, găseai valve. Dar să sperăm că au rezolvat problema asta. Și 3.0 ăsta de pe Ranger este motorul care a fost pe Range Rover, a fost pe anumite Peugeot-uri, Power Stroke 3.0 V6 ăsta. Bine, evident, adaptat, actualizat și așa mai departe. Uite ce priveliște avem în spate încolo. Știu că nu e un review tradițional, dar eu mă distrez. M-am murdărit, mi-a căzut Denis, sunt jegos. Diseară mă duc în pantaloni ăștia prăfuiți, în mall. Viață, asta e viața adevărată. Să te bucuri de ea indiferent de ce se întâmplă. Ce, că ai chiloții rupți în cur? Ce contează, e soare afară. Ionuț, șoferul nostru de la Promotor, colegul meu, a mers pe low range, pe reductor și pe blocant spate. Știi că mașina e tank. Așa să fie, Doamne ajută. Vedeți barele astea submontate aici? Ei bine, Ford are o găselniță foarte interesantă. Nu știu dacă e fix același model pe care îl avem noi, dar are niște accesorii cu o bară similară care merge pe șină și astfel încât poți să ancorezi pe plafon obiecte mai lungi, cum ar fi, nu știu, saltele sau plăci de surf sau, nu știu, lemn furat. Ce mai vreți voi? Ca să vă faceți o idee, așa este terenul. Ca să vedeți cât de abruptă este urcarea, dați-vă la platinumul ăsta, care aproape dă cu ușa de pământ și eu mă așez pe plafonul de la platinum. Dar ce-i drept e ok. Aici, din câte văd, se descurcă bine. Gabi! Da. Ce faci? Hello! Hello! E tremur de frică! De frică? Acum vine Ionuț, echipajul Promotor și mașini cu Luci Popa. Bravo! Bravo! Să mă așteptați și pe mine! Bravo! Wild Track, se vede diferența între Platinum și Wild Track. Am trecut eu la volan, blocant, low range, am om în benă și trebuie... A avut mare grijă că aici sunt niște defrișări. Și trebuie să am grijă. Vorba lui Andy, care e în stație, larg. Uite, avem pietroaie, cataroaie, oameni în benă, foarte ușoară direcția. Și destul de precisă, mi se pare un picuț mai precisă decât la Broscoi. Dar bine, Broscoiul are și altele, și alt ampatament, și garda mai mare. Aici sunt lenuțele alea pe care trebuie să le evităm. Braz molizi. Deocamdată e ok. Pe reductor și pe... Ia, uite și tractorul de tăia lemne. Wow, uite cum taie și fură ăștia lemne. Bine, nu știu dacă le fură. Dar nu are că suntem în România, nu e nimic exclus. Ușor, ușor să nu ne scape spatele. Ușor să nu ne scape spatele. Aici trebuie o urcare foarte abruptă. Foarte abruptă, aici trebuie să o iei cu cuplu constant, să nu-ți fie frică de nimic, cuplu constant și mare grijă la ăsta, un pic larg. Mulțumesc, Andy. El e Andy. Andy Popescu cu I. Andy Popescu cu I, nu cu Y. Expert în off-road. Așa, diferențe față de Amarok. În primul rând, suporturile de pahare. Avem aici suporturi de pahare în lateral. Asta e tot timpul un lucru bun. Doi, aici avem o porție de cartofi de la Mac. Aici spui cartofii, da? În momentul în care
vrei să mănânci, suport de pahare, butoanele sunt aranjate un pic diferit, mai avem aici un spațiu de depozitare, mai avem aici un spațiu de depozitare care la Amarok nu era. Și cum îți dai seama că este Ford și nu Volkswagen? Păi simplu, când n-ai contactul pus, merg butoanele de pe volan la vaguri adevărate, nu merg. Și infotainmentul nu are limba română, că meniurile Ford nu au limba română, Volkswagen n-au. Și odată pe Amarok nu are. Ah, într-un fel mă simt bine să mai trec și eu la volan. To be on the safe side, după ce am mers în benă, pe acoperiș, am mers pe jos. Acum vedem ce obstacole mai avem. Oprim un pic aici, că vreau să vă arăt peisajul. Da, acolo sunt mașinile, aici noi avem o coborâre, ne vom folosi de camere și aici este peisajul pe care îl vedeți și noi trebuie să ajungem în vârf acolo, cumva. Și acum hai să vedem, uite, eu nu văd absolut nimic pe aici, trebuie să mă folosesc de camere. Deci coborârea e mult mai abruptă decât ai crede, dar camera asta frontală cu indicații, cu roți, cu tot, e foarte bună. Foarte, foarte bună. Și efectiv, uitați-vă, ați mai văzut așa ceva? Frumusețe așa mare în România, efectiv un teren aproape virgin, ca mine. Și opa, vedeți, nu pare pe camera atât de greu. Nu știu ce are musca asta, că am făcut duș azi dimineață. Dar avem pietricele, e spațiu foarte, foarte îngust și pietrele astea sunt destul de ascuțite. Dacă n-ai anvelopele potrivite, poți să faci o pană foarte ușor. Uitați-vă cât de abrupt e în jos de coborât. Abia poți să urci pe picioare aici. Dar traseul este genial aproape. Genial. Vă place? Vă place? Vă aduc lucruri frumoase? Like, share, subscribe. Da, aparent aduc ghinion, pentru că Rangerul Platinum 6 din fața noastră a făcut pană. Exact ce spuneam, mașina cu cele mai mari jante, 20 de inci, nu se pretează mersului în off-road, din păcate. Avem pană, trebuie să o ridice cumva pe vreun cric și să schimbe roata. Acestea au roți de rezervă sub mașină, exact cum are și Amarokul și Raptorul și așa mai departe. Nelu Ciocănelu de acum încolo va fi un pic mai rănit la datorie, pentru că trebuie să scoatem cârligul de remorcare de la Rangerul nostru și folosim pe el să batem, că alt ciocan n-avem. Între timp, căutăm antifurtul de la roata de rezervă de la Platinum. Acum am plecat, de aici încolo urmează doar coborâre, avem un Platinum cu o roată de Raptor, o să vă arăt să vedeți cum arată. Evident că la prezoane se potrivește, dar chiar sunt curios să văd cum arată, cum e cu pasajul roții și așa mai departe. Ce-i drept, s-a rezolvat. Am pus o roată de Raptor pentru că mașinile au antifurt, adică toate au antifurt la roata de rezervă și singura care n-avea era Raptorul. Se mai întâmplă. Foarte devreme, ca să nu, acolo puteai să stai puțin mai mult pe mal. Nu încerca să fugi de șant, ține-o exact în șant. Dacă încerci să fugi, nu o să reușești să scoți mașina așa ușor. Ok, mersi. Ușor grijă la pietre, să nu tăiem cauciuc. E singura grijă la care trebuie să, la care trebuie să fii atent acum. Ok, deci roata stânga în față, s-au prins farurile automate. Matrix LED, apropo. Op. Hai să... Nu încerca să fugi de mal. Să fugi de mal. Nu încerc. Stai în șanț. Gata. Stau în șanț. Gata. Știu, tendința este să te depărtezi, dar nu reușești din poziția aia. Ca alunecă, da. Anvelope să faci mișcarea. Ca alunecă. Deci țineți roata șoferului în șanț. Da.
un pic scary. Ranger și Bronco. Eu cu Ranger am avut o relație din asta, nu că love-hate, dar așa, ne vedeam cam rar. Eu Ranger am condus foarte rar, am condus după ce am condus Hilux și alte asemenea. Dar ușor, ușor m-am atașat de el, în special că am condus multe Raptoruri și acum, pe lângă Wildtrack-ul ăsta, am mai condus alt Wildtrack, modelul vechi și așa mai departe. Dar de alea foarte, foarte vechi, gen Mazda B2500 și din generația aia, nu prea am condus. Dar Ranger-ul chiar e o ofertă decentă pe piață. Motorizări din belșug, capabilități decente, echipări pentru toată lumea, inclusiv Raptorul. Eu nu că sunt mort după Raptor, dar sunt mare fan genul ăla de mașină și nici Wildtrack-ul nu e rău. Ba chiar pot să spun că e super ok. Op, suntem pe modul mad roads acum. Uite, bam, nicio problemă pe nămol. O chestie pe care am zis-o greșită în clipul cu Amarok. Am zis că Ranger are B&O cu 10 difuzoare, pe când Amarok-ul are sistem cu 8 boxe de la Harman Kardon și că e altceva. Dar nu, în Europa vin cu același sistem, 8 boxe și astea 9 de vați amândouă. Doar că sunt marketate diferit pentru că Samsung deține Harman, care deține și Harman Kardon și AKG și aproape toate firmele care fac boxe pentru industria auto, inclusiv Bang & Olufsen Automotive. Asta ca să știți în cazul în care n-ați văzut clipul cu Amarok-ul. Ford încă știe să facă mașini din astea pe care ți le dorești, știi? Nu mașini de care ai nevoie. Ai nevoie de un SUV de familie, ai nevoie de un break de familie, ai nevoie de o berlină de familie, ai nevoie de un coupe în două uși sau de decapotabilă, dar uite, ai Mustang, Ford GT, ai Raptorul, F-150 Raptor, Focus RS, Fiesta ST și mai departe. Ford încă știe să facă mașini care te gâdile la glanda acolo, indiferent că vorbim de Ranger sau de Bronco sau de Raptor sau de Bronco Raptor și așa mai departe. Bronco e o mașină capabilă, se bate cu Wrangler-ul, se bate cu Defender-ul, se bate cu Ineos Grenadier acolo. Însă, acum știu că la noi nu se vând prea multe Jeep-uri Wrangler din alea în două uși, dar ar fi fost nice să vedem importat oficial în România și în Europa Bronco-ul în două uși, ăla pe care l-am prezentat eu. Altă chestie sau altă decizie pe care eu consider că Ford ar fi trebuit să o facă este să vină și cu Bronco Sport în Europa. Bronco Sport fiind un Bronco mai micuț, nu la fel de capabil în off-road, făcut pe platformă de Kuga. Eu cred că ar fi rupt cu un 2.0 diesel sau ceva plug-in hybrid. Eu zic că ar fi rupt și s-ar fi descurcat foarte bine. Așa, trebuie să ne delectăm doar cu Bronco. Și aș vrea să facem și noi un episod de off-road când o să avem, nu știu, Bronco separat la test cu Ineos Grenadier, spre exemplu. Sau luăm și Defender-ul și luăm și Wrangler-ul și le luăm pe toate. Ranger-ul poate să fie Raptor, poate să fie Platinum, poate să fie Wildtrack, poate să fie XLT-ul, contează. Are aspectul ăsta de mașină până la toate, de muncă, de distracție, de off-road. Un pic premium, materialele nu sunt rele pentru gama asta, dar Bronco este vedeta acestei deplasări. E căluțul care te face să te simți bine, e căluțul dezirabil, care poate fi și cărăuș de muncă, dar și limuzină de familie. Eu zic că aici este cazul să încheiem acest episod. Dacă mai am ceva de zis, o să pună Bogdan înainte să vedeți voi outro-ul ăsta. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper din tot sufletul că v-a plăcut, sper că am reușit să prind suficiente cadre și informațiile le găsiți în celelalte clipuri cu mașinile pe care le aveți deja pe canalul Mașini cu Luci Popa, care nu poate supraviețui dacă voi nu vă uitați, nu vă abonați, nu comentați, nu dați share
distribuiți cu prieteni și așa mai departe. Deci vă mulțumesc încă o dată, nu uitați că avem două giveaway-uri. Nu uitați de grupul de Telegram cu abonații în descriere. Ce să mai, uitați-vă în descriere. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Ionuț de la promotor a fost și el aici, a fost șofer și ajutor și băiatul bun la toate. Și, opa, și Bogdan a fost editorul. V-am pupat, mașin cu Luci, popa, se încheie.